Gata, am plecat și am ajuns. Where are we now? Suntem aproape de Regensburg sau ceva de genul și ne-am oprit ca să mâncăm ceva. Eu am mâncat deja în mașină niște plăcintă din aia cu pui și acum mănânc o nectarină, iar Adnan mănâncă plăcintă și bea Red Bull. Îmi face mie poftă. Am plecat dimineața de la 7 și acum este 1 aproape. Everybody's talking about sex. Everybody's talking about sex. Then they say, don't you worry, I'm the one. And the very next day they say, am ajuns în Austria. Da, a fost un drum lung pentru că, nu știu de ce, dar a fost destul de mult trafic, am prins și accidente, nu erau pe partea noastră de drum, dar mașinile tot reduceau viteza ca să vadă ce s-a întâmplat. În fine, eu am dormit foarte mult, de-aia mă vedeți cu fața asta. Am aici perna, este foarte comod să ai pernă în mașină. De acum încolo, când o să plecăm, o să-mi iau tot timpul pernă cu mine. Și Adnan s-a dus să cumpere rovinietă. Am întârziat destul de mult pentru că nevoile mele sunt destul de dese în perioada asta și ne-am oprit de o grămadă de ori, că am avut nevoie la baie, evident. Și ne-am oprit și la Burger King pentru că era foarte aglomerat și era frustrant să stăm în aglomerația aia, așa că am oprit la Burger King și eu evident că am mâncat inele de ceapă și am băut un Sprite, iar Adnan a avut un hamburger sau așa ceva pe care jumătate oricum l-am mâncat eu. Hello, handsome. Hello. How are you? Bine. Good. Tu? Very, very good. Trecem pe aici, de fapt, pe lângă, când nu o să intrăm în oraș. Îmi povestea Adnan puțină istorie și mi-a spus o chestie foarte interesantă. Mie nu mi-a plăcut niciodată istoria, însă aspectul ăsta și informația asta mi s-a părut foarte interesantă și am zis să împărtășesc cu voi. Întotdeauna am crezut că croissantul este cumva French. A fost inventat în Franța. Ei bine, nu. Croissantul, care are o formă de lună. Forma de lună, știți că pe steagul austriac există o lună și forma de lună vine de acolo și mie mi s-a părut foarte interesant pentru că nu știam niciodată, bine, niciodată nu m-am gândit că croissantul are formă de lună, în primul rând, și dacă aș fi știut că are formă de lună, nu știam că vine, forma asta este inspirată cumva din steagul austriecilor. Prima dată a fost preparat de austrieci ca să le facă cumva pe plac, pentru că le era frică de turci când turcii aproape au cucerit Viena. Testul acesta a fost făcut atunci de austrieci pentru că ei se gândeau că în cazul în care turcii vor reuși să cucerească Viena, nu vor fi, vor fi buni și se vor purta frumos cu ei. Dar Viena nu a fost cucerită de turci. Croasantele nu și-au atins scopul final. Cu noapte, mă rog, e aproape noapte. Nu e foarte întuneric, dar e aproape noapte. Și noi ne-am oprit, evident, pentru că am avut eu nevoie să ne oprim. Și o să dormim în mașină. Sunt foarte entuziasmată de chestia asta pentru că n-am mai dormit niciodată în mașină. Bine, eu astăzi practic am dormit toată ziua în mașină. Bună dimineața, dragilor! Ne-am trezit și noi, vă arăt acolo unde am dormit eu. Am dormit în spate, Adnan a dormit aici în locul meu. N-a fost deloc rău, însă nu a fost nici cel mai confortabil.
dar e ok, eu mă simt foarte odihnită, sper că și Adnan se simte la fel de odihnit, el este acolo afară, își mănâncă brioșa cu ciocolată, pentru că am mâncat, eu am mâncat un melc, nu? Așa, cu ciocolată, noi avem cu nucă, dar eu am încercat cu ciocolată, foarte bun. Voia el să bea o cafea, de fapt, aici, însă nu avea o cafea. Așa că o să mergem mai departe. Mă vedeți cu fața asta pentru că m-am spălat pe față și vreau să-mi pun niște cremă sau o mască, ceva, pentru că mă simt foarte... Mi se pare că am fața foarte uscată. Da, și cam asta este tot. Este ora 6. Am dormit vreo 4 ore. Da, este ora 6 fără 7 minute. Am dormit în jur de 4 ore, așa, cu... M-am trezit de câteva ori și Adnan la fel. Acum de dimineață ne-am trezit pentru că a venit o mașină aici cu foarte mulți copii și făceau multă gălăgie și ne-am trezit. În rest, am dormit ok, a fost în regulă. Da, și mai avem puțin, vreo o jumătate de oră până la granița cu România și suntem acasă. Mai avem o zi de condus în România, pentru că din Arad până în București o să ne ia ceva, dar asta este. Vreau să vă arăt că mi-a ieșit aici o bubiță. Și e foarte inconfortabilă, dar nu prea am ce să-i fac acum pentru că nu am nimic la mine. O să mă dau cu balsam de buze, dar în rest nu prea am ce să-i fac. O să încerc să nu ating foarte mult. Adnan spunea să, când o să luăm o cafea sau ceva, să ard bubița, însă nu știu. Da. Vedem. Bun, haideți că mă dau și eu cu niște cremă pe față și ne pornim la drum. Gata, am ajuns în România. Adnan își bea cafeaua. Voiam să vă arăt dormitorul nostru de azi noapte. Aici am dormit eu și acolo pe locul din dreapta a dormit Adnan. Da. Apropo, nu v-am arătat săptămâna trecută. Nu cred că v-am spus săptămâna trecută când am achiziționat-o, dar avem o mașină nouă. Cea dinainte era tot modelul ăsta, însă mai vechi, din 2016. Ăsta este din 2020. Și este foarte confortabilă. Și are și un consum mic. Are un consum de 4 sau 5, nici mai 5%, da. Bine, oricum am venit pe autostradă până aici, deci da. He hit a tree. Gata, am ajuns acasă. Am ajuns acasă de ceva vreme pentru că mi-am făcut și un duș, am și dormit puțin, nu mai puteam, eram mult prea obosită ca să mai fac altceva. Acum am dat drumul la televizor și mă uit la Șefi la cuțite. Este deja ceasul 9 și ne-a cam luat foamea, ne e puțin foame și ne-am gândit să mergem să mâncăm ceva. Și să mergem și prin Carrefour să facem niște cumpărături. Pe mine nu mă interesează ce o să luăm, dar vreau să luăm niște măsline din alea mamut, pentru că m-am gândit la ele de când am plecat din Belgia. Să venim cu mașina în România a fost foarte interesant. Mie mi-a plăcut foarte tare pentru că eu am stat pe locul din dreapta, deci nu a fost un stres prea mare. Mai mult, am dormit foarte mult, mai ales de exemplu de la Pitești la București. Chiar am dormit
în continuu, în sensul că fiind autostradă nu prea e drumul lin și poți să te bucuri de somn. Și ne-am oprit la Pitești, ne-am oprit la Sibiu și am mâncat, de la Mac. Eu am mâncat un Big Tasty și o plăcintă din aia cu vișine. Sunt sigură că știți, plăcintele cu vișine de la Mac sunt geniale, dar parcă le-au îndulcit puțin prea mult. Noi nu avem evident nimic de mâncare aici în frigider, așa că, așa cum am spus, o să mergem să cumpărăm câte ceva și o să vă arăt mai târziu. Am fost la cumpărături și vreau să vă arăt și vouă ce am cumpărat. Am aici două sacoșe și ne-am răzgândit. Nu o să mai mergem să mâncăm în oraș și o să pregătesc eu ce am cumpărat. Am cumpărat ceapă pentru salată, pentru că evident o să fac pește. Piper negru. Am cumpărat măsline. Sunt așa entuziasmat. Am cumpărat un kilogram. Sunt așa entuziasmat. Abia aștept să le spăl și să mâncăm. Am dat pe astea 35 de lei, dar nu o să vă spun prețurile, vă spun că în total am dat vreo 200 și ceva de lei. Bun, am cumpărat o pastă de dinți pentru Adnan. Aici am cumpărat un filet de somon pe care o să-l pregătesc în seara asta. Aici avem o hârtie de copt, niște bureți din ăștia pentru că nu aveam, un castravete, niște ridichi, nu prea mi-au plăcut ridichile astea, dar astea sunt și nu prea avem ce să facem. Roșii, am cumpărat aici două cutii din astea de Red Bull, o cutie de lapte și, ce credeți, un pateu vegetal. Doamne, cât de dormirea de pateu ăsta. Am mai găsit și în Belgia, dar îl voiam pe ăsta de la Mandy. Mai departe am cumpărat o pâine. Aici pentru Adnan avem 4 tricouri de la... Sunt astea de la Tex și lui îi plac foarte tare. Am cumpărat unul negru sau... Da, e negru, unul gri, unul așa turcoaz și unul albastru. Ce mai avem aici? Am cumpărat niște pui din ăsta afumat. Abia aștept să mănânc, sunt foarte încântată de el. Și cam atât cred că avem. Am aici și bonul. Ia să vedem, mai e ceva pe aici? Nu, nu mai e nimic. Da, și a costat în total 263 de lei și 88 de bani. Singura chestie pe care nu am înțeles-o este... Unde este? A fost ceva aici pe care... Pentru că mie îmi place să verific după ce cumpăr. Și este chestia asta, care nu știu ce este și cred că este cam în plus, pentru că a fost la 16,50 lei și scrie Burt Prot Unghii 5. Din ce v-am arătat eu, vi s-a părut ceva că ar fi chestia asta? Poate că mă înșel eu, dar am impresia că ne-au cam păcălit cu treaba asta. Ieri am făcut pentru clipul ăsta o încheiere de tot râsul. Lumina nu era bună, fața mea arăta groaznic, așa că astăzi este o altă zi, o nouă zi. Și m-am gândit să fac o încheiere frumoasă pentru clipul pe care l-am filmat de când am plecat din Belgia. Aseară n-am mai fost, n-am mai mâncat în oraș, însă am pregătit acasă niște pește și o salată pentru Adnan, iar eu am mâncat niște pui și niște măsline. Cred că am mâncat jumătate de kilogram. Am mâncat și niște pateu vegetal, deci le-am mâncat pe toate. Am mâncat o grămadă. După ce am mâncat, m-am așezat aici pe canapea și mă uitam la un film și nu mai știu ce s-a întâmplat pentru că mi s-a tăiat firul. Cred că m-a adormit, m-a trezit Adnan, m-a dus în dormitor, dar nu mi-amintesc toată partea asta și am dormit până dimineață ca un bebe. Da.
Bun, și cam asta este tot. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. În cutiuța cu descriere vă las întotdeauna Facebook-ul și Instagram-ul meu, deci puteți să mergeți să mă urmăriți și acolo. În continuare vă las cu alte clipuri de ale mele, iar noi ne vedem în clipul următor. Bye!